Salutare și bine ați venit pe canalul Istorie pentru Toți. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, iar la subscribe să apăsați și clopoțelul pentru a primi noutățile de pe canal. Sunt nostalgici care spun că era bine în vremea comunismului. Avea un loc de muncă, locuință și se descurcau cu mâncarea. Oare au uitat de frigul din case, de întuneric, de cozi, de munca patriotică obligatorie? Haideți să discutăm puțin de comunismul în România anilor 80. Mă voi referi la aspecte generale ale epocii de aur și la viața de zi cu zi. La scurt timp după 23 august 1944, Gheorghiu Dej zugrăvia principesa Iliana tabloul României comuniste. O lume modernă, industrializată, cu știință de carte, având parte de toate binefacerile lumii moderne, dar fără nedreptățile acesteia. Lucrurile aveau să stea cu totul altfel decât le-a zugrăvit liderul comunist. Măsurile luate pentru modernizarea țării, industrializarea, colectivizarea, etc., s-au făcut prin sacrificarea intereselor cetățenilor și în dauna bunăstării acestora. Deși pe hârtie progresul economic pare evident față de perioada interbelică, în realitate venitul unui muncitor în anul 1963 era de 1,9 ori mai mic decât în anul 1938. O lungă perioadă de timp, în anii 50, produsele alimentare s-au obținut pe bază de cartelă în cantități minime. Situația, din acest punct de vedere, s-a ameliorat în anii 60 și în prima parte a anilor 70. La fel de adevărat este însă că au existat și unele binefaceri. Numărul știutorilor de carte a crescut permanent. Au fost construite creșe, grădinițe, școli, spitale. Dar la fel de adevărat este și că drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor au fost încălcate, ca să nu spunem lichidate, dacă ar fi să amintim doar libertatea de exprimare, regimul comunist aplicând o cenzură extrem de dură asupra tuturor mediilor de exprimare, libertatea confesională, simplul mers la biserică devenise un gest de mare curaj, libertatea de circulație, ieșirile în afara țării erau quasi imposibile pentru cetățenii de rând, etc. Bun, asta a fost o mică introducere până să ajungem la anii 80. Eșecul economiei socialiste a avut grave consecințe asupra nivelului de trai al populației în ultima parte a regimului Ceaușescu. La sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, prețurile la alimente, servicii și la bunuri de uz casnic și cotidian au început să crească. Lipsurile alimentare au devenit cronice și s-au reintrodus cartelele ce funcționaseră cu aproape 30 de ani în urmă. Pe 19 decembrie 1980 s-a dat legea pentru constituirea, repartizarea și folosirea pe județe a resurselor pentru aprovizionarea populației cu carne, lapte, legume și fructe. Consumul de alimente era raționalizat în fiecare județ, circulația liberă a produselor fiind practic împiedicată. Mai mult, fiecare județ trebuia să livreze fondului centralizat al statului, la prețuri fixe, tot surplusul de alimente. Cartelele la zahăr și ulei sunt diferențiate pe categorii de populație, rații mai mari pentru orășeni și mult mai mici pentru locuitorii din mediul rural. Pâinea se vindea în cantități limitate, ajungându-se la situația aberante ca o persoană să nu poată cumpăra acest produs decât din localitatea în care domicilia. În octombrie 1981, un alt decret privind măsurile pentru prevenirea și combaterea unor fapte care afectează buna aprovizionare a populației stabilea pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani pentru cumpărarea de la unitățile comerciale de stat și cooperatiste în scop de stocare în cantități care depășesc nevoile consumului familial pe o perioadă de o lună a unor produse de bază, făină, zahăr, ulei, mălai, orez. Excepție făceau legumele și fructele pentru iarnă. În continuare vă prezint un mic reportaj legat de cozile din acea vreme. Comerțul nostru cel de toate zilele. Continuăm, de fapt, campania împotriva monstruoasei creații pe numele ei coadă. Coadă la orice, dar în special în fața magazinelor din care ai putea cumpăra câte ceva de mâncare. Ia coada, îți spune ce. Ce ai putea să cumpere, adică, dar numai dacă ai timp, dacă ai nervi de oțel, dacă te țin picioarele, inima, în general, curele. Și al naibii trebuie să le ai, pentru că altfel n-ai încotro. N-ai nici carne, n-ai nici unt, n-ai nici ouă,
Nici ziare, nici pâine, nici măcar flori. Bun, să revenim. În 1982 se aprobă programul de alimentație științifică a populației. Specialiștii au stabilit consumul mediu zilnic de calorii necesar unei persoane este de 2700-2800 de calorii, ori aceiași specialiști au stabilit că românii sunt niște îmbuibați care consumă 3300 de calorii zilnic. Așadar, trebuie să mănânce mai puțin. În sprijinul hotărârii se venea cu recomandări medicale privind raportul dintre înălțime și greutate. Astfel, pentru un bărbat de 1,65 metri înălțime, cu vârsta între 30-39 de ani, greutatea optimă era de 67,5 kg. Pentru unul de 1,80 metri, cu vârsta între 40-49 de ani, greutatea trebuia să fie de 80,5 kg. La femei, standardele erau cam de tipul: în înălțime 1,57 metri, vârstă 30-39 de ani, greutate 56,6 kg. Înălțime 1,68 metri, vârstă 40-49 de ani, greutate 66,9 kg. Consumul anual era și el reglementat: pentru o persoană, carne și produse din carne 60-70 kg, pește și produse din pește 8-10 kg, lapte și produse din lapte 210-230 de litri, iar ouă 260-280 de bucăți. Se consideră însă că oferta este prea generoasă și în 1984 se adoptă un nou plan alimentar în care rațiile erau mult reduse față de cele anterioare: carne 39,12 kg, lapte și produse din lapte 78,73 kg, legume 66,08 kg. Partidul s-a dovedit însă a fi foarte preocupat de curățenia poporului român, având în vedere că fiecare cetățean era repartizat o cantitate de 1,9 kg săpun pe an, cu 0,9 kg mai mult ca în anul 1980. Locuitorii satelor erau obligați, pentru a primi rațiile, să vândă la cooperativele locale ouă de o anumită mărime, lapte la prețuri fixate de autorități. Țăranii erau binecuvântați și cu alte solicitări aberante. Spre exemplu, dacă doreau să sacrifice un porc, țăranii trebuiau să crească încă unul pe care să-l dea la stat. Tacâmul de pui, salamul cu soia, adida și de porc, nechezolul, cicoarea, laptele condensat, compotul de prune sau peștele oceanic au intrat astfel în limbajul cotidian al românilor. Chiar și pentru aceste produse se stătea la coadă ore în șir. Cafeaua originală, săpunul, ciocolata sau țigările fine, în special Kent, erau produse de mare lux, având rol de monedă forte în orice împrejurare. Criza alimentară era doar un aspect al celei economice în care se găsea țara. Aici vă prezint al doilea reportaj cu realizările anului 1980. Este un reportaj de propagandă. 1980. Una din marile realizări ale anului este inaugurarea la Galați, în timpul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a oțelăriei cu convertizoare numărul 3 și a laminorului de tablă groasă. Prezența permanentă a secretarului general al partidului, acolo unde se făuresc bunurile materiale și spirituale ale societății, definește elocvent modelul comunist de conducere a vieții sociale, exemplul strălucit de acțiune revoluționară ce călăuzește activitatea tuturor fiilor și fiicelor patriei. Este forța împlinirilor și trăirilor noastre. În această epopee a timpului socialist al României, în aceste momente de bilanț și de scrutare a viitorului, a fi tare ca fierul și iute ca oțelul este încă o urare ce ne adresăm la încheierea anului 1980 și în prag de nou cincinal. Mesajul incandescent al șarjelor de pe nava amiral a siderurgiei noastre ne îndreaptă gândul spre cei care, și în această noapte, străjuind acele locuri de continuă muncă, vor saluta noul an la datorie. Sunt oțelari și medici, navigatori, energeticieni, feroviari și mulți, mulți alții. Să le cinstim veghea și munca, adresându-le urarea noastră și a dumneavoastră, stimați telespectatori.
Deși regimul se lăuda cu marile sale rafinării, benzina a fost raționalizată, 30 de litri pe lună, circulația automobililor a fost restricționată, cele care aveau număr cu soț circulând într-o duminică, cele fără soț în duminica următoare. Fabricile de mașini se numărau și ele printre minunile regimului, în timp ce românii așteptau ani de zile până să le venea rândul să poată achiziționa un automobil. În România socialistă, care se dorea multilateral dezvoltată până în anul 2000, copiii erau obligați să învețe la lumina lămpilor cu gaz pentru că lumina era întreruptă. Becurile trebuiau să fie doar de 40 de wați, în timp ce propaganda ceaușistă vorbea de ani lumina ai epocii. Conducătorul iubit a recomandat cetățenilor să pună pe ei o haină în plus în momentul în care s-a luat decizia raționalizării agentului termic și apei calde menajere. În 1988, un decret aberant, ca atâtea altele, stabilea că în spațiile publice, cu excepția școlilor și grădinițelor, temperatura să nu fie mai mare de 16 grade Celsius pe timp de iarnă. Agricultura socialistă, unde anual se raportau mari depășiri de plan, ducea de fapt o mare lipsă de mână de lucru, regimul rezolvând și acest aspect în stilul caracteristic. Scoaterea la muncile agricole a militarilor, elevilor și studenților. Spre exemplu, în anul 1981, 2,5 milioane de elevi și studenți au fost scoși de la cursuri și trimiși să lucreze în agricultură. România stătea foarte prost și la capitolul tehnologie și infrastructură. Rețeaua telefonică era una din cele mai slab dezvoltate din Europa, cu 700.000 de posturi telefonice la o populație de peste 23 de milioane de locuitori. Sistemul de drumuri și autostrăzi era și într-o stare jalnică, existând o singură autostradă, București-Pitești, cu câteva zeci de kilometri. Nu este deci greșit să afirmăm că situația deplorabilă din punct de vedere economic, mizeria în care era ținut poporul român, a contribuit decisiv la căderea regimului ceaușist în decembrie 1989. Pentru sfârșit, dragilor, am păstrat o reclamă din acea vreme, o reclamă la un coafor. Dacă v-a plăcut acest videoclip, apăsați butonul de like și de subscribe, iar la subscribe apăsați și clopoțelul pentru a primi toate noutățile de pe canal. Vă mulțumesc pentru vizionare! Unitățile de coafură și cosmetică pot apela la Cooperativa Electrometalică din Ploiești pentru dotarea lor cu o serie de aparate. Vapozon, aparat care generează un aer ozonificat, utilizat în tratarea tenului. Cască pliantă pentru coafură. Galvanoderm, aparat folosit în tratarea acnei. Vapofor cu calotă pentru tratarea epidermei.